fetelor, eu sunt Mia și astăzi am să vă arăt cum să transformați o ținută casual obișnuită într-una de ieșit în oraș cu prietenii. Suntem mereu pe fugă și cred că toate întâmpinăm o problemă atunci când vine vorba de timp, outfit-uri și activități de după programul de muncă. Ținutei lejere pe care o port în acest moment îi voi adăuga un cardigan neapărat colorat, niște accesorii, fii sigură că te vor scoate din anonimat în absolut orice moment, și o geantă neagră în care trebuie să te asiguri că o să pui întotdeauna doar lucrurile de care ai nevoie în acea zi. Și cu toate astea, suntem pregătite să ieșim din casă. Cea de-a doua ținută, la ținuta de seară, ținuta de ieșit în oraș cu prietenii, iar asta înseamnă că voi înlocui câteva dintre hainele și accesoriile pe care le am acum cu unele pentru un look glam. Am să renunț la cardigan, nu avem nevoie de el în club. Voi renunța la tenis, voi renunța la accesorii și să vedem ce se iasă. Asta este ce am reușit eu să obțin. Ca să vă spun ce s-a întâmplat, am păstrat doar perechea de blugi, pentru că cu blugi niciodată nu dai greș. Mi-am pus în picioare o pereche de sandale super comode, pentru că e nevoie să te simți comod atunci când ești în oraș. Aurii, pentru că auriu este la modă. Și o bluză cu paiete, clipicioasă, dar deloc trecută în extrema cealaltă. Mi-am retușat puțin machiajul, însă pot să mai exagerez puțin cu el, să mai accentuez anumite părți ale feței. Îmi voi lua geanta, una mai mică neapărat, și eu o să merg la o terasă în centru vechi în seara asta. Voi unde mergeți?